seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Financiară. Randamentele fondurilor de acțiuni deschise local la final de octombrie, de la plus 12%, trec la minus 10% în ultimul an. Doar două fonduri din 10 înregistrează aprecieri. În funcție de randamentul dintre octombrie 2021 și octombrie 2022, doar două fonduri de acțiuni deschise local din 10 înregistrează creșteri. Mai exact, BT Energy și BT Agro, ambele gestionate de BT Asset Management, companie specializată în administrarea de investiții, membra grupului financiar Banca Transilvania, conform datelor agregate. BT Energy, care investește minim 75% din totalul activelor în acțiuni listate care au legătură cu industria energetică, afișează un randament de 12,1% la finele lunii octombrie de anul acesta. Fondul gestionează active de 87,4 milioane de lei. Pe de altă parte, BT Agro are minim 75% din active îndreptate către societăți listate prezente în domeniul agricol-alimentar. Cu active în valoare de circa 20 de milioane de lei, fondul a urcat cu 6,3% în perioada menționată mai devreme. Și pentru că suntem la capitolul investiții, motorul oricărei economii și soluția care face diferența atunci când vorbim de dezvoltare, crize și inflație, l-am invitat alături de noi pe domnul Constantin Sebeșanu, CEO al companiei Impact, să ne explice care este pulsul actual al pieței imobiliare din România, care sunt perspectivele, dar mai ales provocările și de ce este bine să investim în acest sector în orice perioadă, dar cu precădere în vremuri caracterizate de inflație crescută, impredictibilitate și siguranță financiară scăzută. Bună seara, domnule Sebeșanu, și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara, bine v-am găsit. Dragi telespectatori, înainte de a-i da cuvântul domnului Sebeșanu, aș dori să vă aduc aminte sau să vă invit să descoperiți cine este și ce reprezintă compania Impact pentru piața de real estate din România. Cu o experiență de peste 30 de ani pe piață, compania Impact este primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București. Societatea utilizează cele mai bune practici de guvernanță corporativă, transparență, responsabilitate și comunicare cu investitorii, obținând ratingul de 10 la evaluarea Vector realizată de către Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România. Misiunea Impact este de a dezvolta comunități prin proiecte sustenabile și printre proiectele de referință ale dezvoltatorului se numără celebrul Greenfield, Băneasa și Luxuria Residence, ansambluri rezidențiale de lux cu certificare BREEAM Excellent. Și de când nu ne-am văzut, ca să spun așa, domnule Sărășanu, din luna iulie, compania Impact a primit premiul Most Sustainable Residential Project pentru proiectul Luxuria Residence, the first BREEAM Excellent Certified Residential Project din București. În primul semestru al acestui an, compania Impact și-a majorat cu 45% vânzările, ajungând la o cifră de afaceri de peste 90 de milioane de lei, iar la nivel de grup consolidat, compania a înregistrat un profit brut de 35,23 de milioane de lei, în creștere cu 64% față de perioada similară a anului trecut. Care sunt elementele care au contribuit la realizarea acestor performanțe, domnule Sebeșanu? Cred că strategia noastră a început să dea roade. Am avut o strategie de expansiune la nivel național prin proiectele noastre din Constanța și inițierea și proiectului în Iași, la care așteptăm dintr-o clipă în alta să obținem și autorizația de construcție. Acesta va fi cel mai mare proiect din Moldova lansat, 1068 de apartamente într-o comunitate cu toate serviciile adiacente. Deci, pe lângă strategia de expansiune la nivel național, am avut și o strategie de integrare pe verticală, prin care am asimilat atât companii de construcții, cât și companii de arhitectură. Toate acestea au fost făcute pentru a reduce costurile, deci implicit și prețul de vânzare, și pentru a reuși să micșorăm ciclul de producție. Cum am zis, aceste strategii încep să dea roade, credem că ele vor fi și mai vizibile anul viitor. Noi am avut o perioadă în 2021 când nu am avut destul stoc, practic cererea a fost foarte mare și nu am avut ce să livrăm, eram la sfârșitul unui ciclu de producție. Acum am început din trimestrul 4 să livrăm fazele încheiate și vom continua și în trimestrul 1 și 2 cu noi faze care vor fi livrate către clienții noștri.
Au început să se vadă și rezultatele. Cred că anul viitor va fi un an foarte bun pentru Impact, în limitele care ne le permite situația economică și aceste crize suprapuse. Dar este clar că suntem pe o tendință de creștere și cred că asta satisface toți stakeholderii noștri. Asta a fost pentru primele 6 luni, da, dragi telespectatori? Dar dacă ne raportăm la primele 9 luni ale acestui an, Impact a realizat un profit net dublu față de aceeași perioadă anului trecut și o creștere de 43% a cifrei de afaceri. Va continua acest trend extraordinar de creștere și în perioada următoare? Suntem, cum am zis, pe un trend de creștere. Suntem convinși că va continua. Depindem foarte mult de ce se întâmplă în jurul nostru. Dar, cum am zis, noi chiar acum încercăm să finalizăm bugetul pentru anul viitor. Avem niște variabile destul de mari. Pe care cred că cu toții le avem în acest moment. Toți le avem pe toate. Noi avem una în plus, ceea ce este relația cu administrațiile locale. Cei din București, da. În București în special și în general cu acest proces de autorizare care la nivel național e datorat și legislației și inerției care există în administrațiile locale și aceasta pentru noi este o variabilă mare. Orice întârziere la noi se numără în bani și asta ne afectează foarte mult. Haideți să le explicăm telespectatorilor și mai punctual care sunt problemele care vin din partea administrației, căci acest aspect mi se pare, să spunem, o variabilă care nu trebuia să apară cel puțin în acest scenariu actual. Ok, avem variabile, să spunem, internaționale, dar la noi a mai venit o criză. Da. Și nu este neapărat vina celorlalți din afară. Cred că este aceeași impredictibilitate de care discutăm de 30 de ani. Pentru noi este foarte greu să evaluăm un timp de obținere a vizelor, autorizațiilor, apuzurilor și vorbesc în țară. În București ele sunt blocate, după cum toți știm, de 2 ani de zile. Și aceste întârzieri, practic, ne pot translata fluxul net de numerar semnificativ și ne pot afecta foarte mult activitatea. Și faptul că nu putem să planificăm la nivelul unei companii ca a noastră este una dintre cele mai mari provocări cu care eu și echipa mea ne confruntăm zi de zi. Deci cred că partea asta de imprevizibilitate trebuie cumva rezolvată, ea e adusă, cum am zis, de birocrație, de o multitudine de legi care se suprapun și sunt interpretate de la caz la caz. Avem situația și în țară în care fiecare administrație interpretează în anumit fel legislația în vigoare. Partea de avizare, care iară durează foarte mult, avizele trebuie făcute succesiv, trebuie să obții unul ca să poți să-l obții pe celălalt și toate astea se măsoară în timp și implicit în bani. Aș vrea să le explicăm telespectatorilor și care ar fi impactul acestor probleme asupra lor, să spunem. Indirect se va realiza un impact și la nivel de cetățean. Eu cred că dacă ne obișnuim toți să ne gândim la binele comun, să ne gândim că dacă noi privații avem succes, implicit se revarsă asupra bunăstării tuturor cetățenilor în oraș și tuturor cetățenilor țării. Și dacă reușim să intrăm în această paradigmă, cred că lumea va începe să realizeze că binele nostru este binele tuturor. Noi facem eforturi deosebite în comunitățile noastre, să susținem comunitățile, să aducem, să zic, la zi toate standardele, cum ați menționat. Suntem prima dezvoltare în București și în țară cu BRIM excelent în complexul Luxuria. Facem, să zic așa, angajamentul nostru pe ESG este ceva care am luat foarte în serios și îl facem zi de zi. Toate aceste eforturi ale noastre vin în slujba practică a cetățeanului și a clientului nostru. Noi facem dezvoltări mari, dezvoltăm ansamble rezidențiale foarte mari, ne implicăm în viața tuturor clienților de acolo și suntem pentru termen lung. Asta vine pentru noi și cu partea cealaltă a medaliei, fiindcă trebuie să investim foarte mult în infrastructură. De multe ori facem creditare majore în numele primăriei și chiar și așa întâmpinăm greutăți în obținerea avizelor și autorizațiilor. Deci, ca să concluzionez, cred că dacă toată lumea realizează că binele nostru este bine tuturor și invers și începe să realizeze practic și administrația că pentru noi timpul
este cel mai mare dușman și orice zi întârziată în emiterea unui aviz sau autorizații ne costă pe noi și costă de fapt pe toată lumea la sfârșitul zilei. La sfârșitul zilei, să spunem așa, făcând o paradigmă, nota de plată va fi achitată și de către cetățean care va întâmpina prețuri mai mari pentru fondul imobiliar sau va beneficia de un fond imobiliar care este, după cum știm, învechit în București și care nu mai corespunde standardelor și confortului de care avem nevoie în momentul într-adevăr, actual. La nivel de țară se construiește foarte puțin, dacă ne gândim că Bucureștiul, cu o populație probabil de peste 3 milioane la ora actuală, în București s-au livrat într-un an de vârf, care a fost anul 2021, spre 15.000 de apartamente noi, ne dăm seama cât de puțin se construiește. Dacă ne ducem spre orașele principale din țară, cele cu peste 250.000 de locuitori, cifra este și mai mică, sunt sub 5.000 de apartamente livrate în aceste orașe. Cum am zis, cererea este foarte mare, ea acum este, să zic așa, procesul de vânzare este întârziat și frânat de costuri foarte mari de finanțare, care noi sperăm în 2 ani să-și revină într-o normalitate, dar cererea rămâne foarte mare, lumea are nevoie să iasă din blocurile vechi comuniste, care și-au terminat, cum am mai zis, de mult ciclu de viață. Vor o calitate a vieții mai bune, noi le putem oferi asta, dar pentru asta trebuie să avem și sprijinul autorităților locale. Care ar fi strategia, iată, în contextul acestor provocări pentru anul viitor al companiei Impact? Noi ne menținem aceeași strategie, noi dezvoltăm ansambluri, cum am zis, mari, cu prețuri accesibile. Vrem să facem în continuare volume mari și în alte orașe. Încercăm să avem discuții și colaborări. Eu cred că dialogul e cel mai important în acest aspect cu administrațiile locale. Nu ne trebuie neapărat un sprijin, trebuie să nu fim blocați. Adică noi vrem să ne extindem în continuare și în alte orașe. Depindem foarte mult de acest proces și de atitudinea primarilor față de dezvoltare în general. Este totuși cea mai mare industrie, dacă e să o luăm cu toată orizontala ei, facem peste 18% din PIB cu toată industria pe orizontală și eu cred, cum am mai zis, că primarii ar trebui să fie într-o competiție să atragă investiții la ei în orașe și nici de cum să le încetinească sau să le blocheze. Deci, iată, cerere există, apetența dezvoltatorilor de a face treabă există și ne blocăm când vine vorba de autorizațiile ce trebuie da, să primite de la este fără sens. Primării. Teoretic, mai ales într-o situație de criză, vrei să stimulezi investițiile. Și aici credem că ar trebui schimbată atitudinea și administrația să înțeleagă că stimulează investițiile, aduc beneficii pentru oraș și pentru cetățeni. Și așa multe lucruri nu merg bine la noi în țară și tocmai acelea puține, să spunem, care merg, iată, există această voință de a fi blocate, greu de înțeles și pentru noi specialiști din punct de vedere financiar și pentru, iată, investitori dezvoltatori. Totuși considerăm că, iată, dacă aducem în prim plan și în atenția dumneavoastră, dragi telespectatori, poate acest dialog care este extrem de necesar în această ecuație va fi, să spunem, îndeplinit în curând. Performanțele Impact sunt recunoscute și pe plan internațional, dragi telespectatori. Iată, brokerul, compania poloneză de brokeraj Ipopema, recomandă cumpărare pentru acțiunile companiei Impact și vede un preț țintă de 0,54 de lei pentru acțiunile companiei Impact, ce se traduce printr-un potențial de creștere de 43%. Ce impact credeți că vor avea, iată, aceste amenințări actuale care planează asupra Bucureștiului dacă ne referim la problema urbanismului? Amenințări pe lângă cele evidente de scăderea investițiilor, pierderea de locuri de muncă și probabil falimentul multor societăți, această blocare a puzurilor, am mai zis și repet, creează sau afectează echilibrul normal între cerere și ofertă, care toți ne-l dorim într-o piață liberă. Practic, această intervenție brutală a primăriei în acest domeniu
face ca acest balans să fie artificial afectat și noi estimăm că în următorii 2 și 3 ani decalajul acesta între cerere și ofertă o să fie și mai mare. Deci se va construi mult mai puțin, cererea va rămâne foarte mare, prețurile sunt în creștere și o să ajungem în situația în care noi nu o să putem să ne vindem stocul datorită acestor factori. Cred că efectul care îl vor simți, să zic, clienții noștri va fi că prețurile vor crește și vor fi din ce în ce mai puțin accesibile pentru toți. Cred că e un efect care poate fi rezolvat rapid dacă primăria deblochează acest proces care, cum spuneați, nu îmi pare irațional și nu are justificare exactă. Adică tot timpul se reproșează lucruri care au fost în trecut, cred că trebuie să ne uităm înainte. Noi am cerut tot timpul administrației să ne spună ce trebuie să facem și cel mai important când începem să facem să nu se schimbe regulile jocului în timpul ăsta, fiindcă la orice proiect pe care noi îl pornim, angajăm resurse semnificative și mă refer aici și la resurse financiare și la resurse umane și aceste proiecte nu se pot opri sau dacă se opresc, se opresc cu niște costuri foarte mari pentru toată lumea. Da, și cel cred mai important, exact cum am spus, dragi telespectatori, este că trebuie să înțelegem că chiar dacă în prim plan, iată, nu suntem noi pentru că nu suntem dezvoltatori, noi vom achita nota de plată pentru că noi vom cumpăra, iată, fondul imobiliar următor care va fi foarte impactat de aceste creșteri. Știu că practic există și o mobilizare în acest sens în Parlament pentru o lege care să-i apere pe dezvoltatorii imobiliari de partea cu ONG-uri și o să vă rog să ne explicați puțin și această problemă și partea despre această este reglementare. Este trist că se ajunge ca în Parlamentul României să discute necesitatea de a apăra o ramură a industriei țării respective de, și o să zic, nu de ONG-uri, de anumite ONG-uri, fiindcă nu vorbim de toată societatea civilă. Cum am susținut tot timpul și cred cu tărie, ONG-urile și societatea civilă sunt necesare pentru o evoluție sănătoasă a țării, dar sunt anumite sau o ramură din ele care într-adevăr hărțuiesc dezvoltatorii, atacă orice autorizație, orice puz. Și cred că ce trebuie să înțeleagă că practic eu înțeleg că toată lumea trebuie să aibă drepturi, dar trebuie să aibă și responsabilități. Orice blocaj al unui proiect care a fost autorizat legal și care corespunde cu toate legile și standardele în vigoare, în secunda în care l-ataci, produci prejudicii pe termen mediu și lung atât pentru dezvoltatori cât și pentru clienți. Suntem afectați în procesul de creditare, clienții sunt afectați în procesul lor de creditare. Deci este un efect în domino care la sfârșitul zilei, după ani de zile de proces, chiar dacă câștigi procesul, aceste pierderi rămân. Oricum nu ți le poți recupera și nu, iar nu răspunde nu, nimeni din punct de vedere al patrimoniului. Nu are absolut nicio responsabilitate, adică nu se poate ca într-o țară cu 50 de lei să poți să blochezi un proiect de 100 de milioane, să pierzi procesul, să nu ai nicio responsabilitate. Noi în perioada asta de proces știm foarte bine că durează procesele în România, avem pierderi semnificative. Clienții noștri care, să zic așa, au optat pentru proprietățile noastre și am făcut prevânzări sunt afectați. Toată lumea e afectată, inclusiv, cum am zis, pe industria pe orizontală și treaba asta trebuie să aibă o reglementare și, cum am zis, este păcat că trebuie să ajungem la Parlamentul României ca să rezolvăm o problemă care este, în esența ei, fără sustenabilitate. Știu că sunteți în dezvoltarea proiectului Greenfield de la Iași. Dați-ne, vă rog, mai multe detalii și despre acest Greenfield este un proiect superb. Este una dintre cele mai mari comunități care se dezvoltă sau vrem să o dezvoltăm în Moldova și acolo suntem într-un proces de autorizare care durează de ceva timp. Avem speranța că se va rezolva partea de autorizare. Noi suntem gata să pornim imediat construcția acolo și să aducem ieșinilor o comunitate cu o calitate ridicată a vieții și adaptată la standardele actuale. Proiectul nostru și toate proiectele noastre au incluse certificarea BRIM și NZEB, ceea ce le face să fie, să zic așa, la zi cu absolut toate reglementările și standardele.
peste tot pe unde mergem, eu consider că ne atingem țelul acesta de a asigura un stil de viață civilizat pentru clienții noștri. Ce le recomandați celor care, iată, au finanțe la saltea, să spunem, în aceste vremuri? E opțiunea fiecăruia, dar eu cred că această clasă de active în care pot investi și mai ales în partea de apartamente noi, sunt probabil unele cele mai sigure investiții. Sunt investiții a căror valoare nu va face decât să crească. Vă reamintesc că noi avem încă cel mai mic preț pe metru pătrat la construcții noi din Europa. Deci prețurile nu vor fi decât în sus, din păcate, pentru cumpărători, din fericire pentru investitori. Deci este o modalitate în care își pot securiza nu numai valoarea existentă de azi a banilor, ci și profituri, plus că piața de chirii, dată acestei, să zic așa, oferte foarte mici, va crește. Deci paradigma care în România, să zic așa, a fost unică, în care toată lumea vrea să fie proprietar, se modifică, vedem toate trendul semnalele vine puternic dinspre vest. De la generațiile noi se orientează spre chirie, mulți dintre ei nu vor să se lege cu credite pe termen lung, piața de chirii va exploda efectiv. Deci pentru investitori le recomandăm să investească în construcții noi, cum am zis, pe lângă că își protejează banii, obțin și profit pe termen lung din evaluarea proprietăților, dar și din un venit fix lunar din chirii. În concluzie, recomand celor care au surplus să investească în rezidențial. Pentru că și în fața inflației, iată, este una dintre cele mai bune posibilități care există. Vă mulțumim tare mult, domnule Sebeșanu, pentru prezență și informații. Noi luăm o scurtă pauză și revenim imediat. Am revenit la Săptămâna Financiară, alături de invitata mea din această seară, doamna dr. Carmen Ungurean, care s-a implicat de-a lungul timpului în diferite campanii de prevenire, testare și screening al diverselor tipuri de cancer, cervical, decoluterin, colorectal, dar și în area bolilor cu transmitere sexuală, în prezent fiind coordonatorul partener pe partea de metodologie și monitorizare al proiectului ROCAS. Bună seara, doamna doctor, și bine ați venit. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. La nivel mondial, dragi telespectatori, cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer întâlnit în rândul bărbaților și al doilea la femei. Cum afectează această boală, practic, pacienții, doamna doctor? Ca orice tip de cancer. Cancerul are depistat în stadii avansate. Când opțiunile terapeutice sunt depășite, are efecte devastatoare asupra stării de sănătate al oricărui individ care primește un astfel de diagnostic. Cancerele colorectale afectează în special populația în vârstă de peste 50 de ani. Este vorba totuși de o populație încă activă, la apogeul carierei, mulți dintre ei care încă mai au de dat societății și economiei. Calitatea vieții este vizibil afectată și capacitatea lor de muncă este diminuată. Prin urmare, afectarea ca în oricare alt tip de cancer este una extrem de severă. Cum arată anamneza în cazul unui asemenea diagnostic? Doar ca să știe telespectatorii un pic mai în detaliu. Ca și concept. Anamneza anamnestic. Pentru o persoană, depinde ce vreți să aflați. În cazul în care o persoană dezvoltă simptome care orientează către un diagnostic de cancer colorectal, simptomele sunt
dezechilibre și tulburări ale tranzitului intestinal, alternarea de perioade lungi de constipație cu perioade de scaune diareice, pierderea în greutate, astenie, pierderea poftei de mâncare, astenie în sensul de oboseală, pierderea în greutate nejustificată, fără ca persoana să-și fi propus, și nu în ultimul rând sângerări la nivel anal. Iată, dragi telespectatori, dacă aveți asemenea simptome, să știți că sunteți predispuși la a dezvolta acest tip de cancer. Care sunt factorii de risc care pot conduce, iată, la apariția cancerului colorectal? Factorii de risc sunt, în primul rând, sunt factori de risc care țin de stilul de viață. O dietă nesănătoasă, săracă în fibre, bogată în grăsimi și carne procesată, mezeluri în general. O greutate corporală crescută, mult peste ce ar trebui să fie pentru înălțime și pentru vârstă, un stil de viață sedentar, lipsit de exercițiu fizic și, nu în ultimul rând, fumatul și consumul excesiv de alcool. La aceasta se adaugă polipii intestinali, care pot fi foarte ușor identificați și tratați din timp, extirpați din timp, pot evita evoluția lor către cancer. Un citat celebru spune că este mai ușor să previi decât să tratezi. În primul rând, cancerul colorectal poate fi vindecat dacă este depistat precoce? Ca orice alt cancer de altminteri, cancerul colorectal, depistat în faze incipiente, poate fi vindecat cu reluarea, cu recuperare 100%, fără a-și pierde, fără sechele, fără urmări asupra stării de sănătate. Deci, practic, calitatea vieții poate continua. Calitatea exact vieții înainte este păstrată intactă, evident. Ce presupune, ce cuprinde acest proces de prevenție, depistare precoce și diagnostic al celulelor precanceroase colorectale? Trebuie să diferențiem din capul locului, trebuie să diferențiem cei doi termeni, termenul de screening și termenul de depistare precoce. Termenul de depistare precoce se referă la diagnosticarea rapidă și preluarea în tratament a persoanelor care deja au simptome. Screeningul se referă la persoanele fără simptome, care nu au acuze de boală și constă dintr-o testare sistematică, o dată la 2 ani, în grupa de vârstă în care incidența acestui cancer este cea mai mare, și anume 50-74 de ani. Constă din testarea sângerărilor oculte în materiile fecale, urmate de colonoscopie, în cazul în care se depistează sânge în materiile fecale, în cazurile în care rezultatul testului este unul pozitiv. Trebuie să subliniem faptul că testul FIT nu este un test diagnostic. Testul de identificare a sângerărilor în materiile fecale nu este un test diagnostic. Este un test care orientează către un risc crescut de cancer colorectal. Dar nu confirmarea înseamnă nu, înseamnă, nu înseamnă test diagnostic, niciun test de screening nu înseamnă un test diagnostic. Este important să știe că pentru telespectatorii noștri, important este să știe că testul orientează doar către existența unui potențial factor de risc. De cele mai multe ori, testul FIT urmat de colonoscopie nu confirmă diagnosticul de cancer, în proporție foarte mică, dar important este că el orientează asupra existenței unui polip, care nu este canceros. Este un polip al intestinului sau al rectului, care extirpat poate opri evoluția lui către cancer colorectal. Trebuie să mai spunem că testul FIT este un test simplu, care poate fi efectuat acasă. Este un test perfect igienic, deși vorbim de cancer colorectal. Este un test perfect igienic, simplu, care trebuie returnat. Analiza de laborator este una simplă, iar rezultatul
se returnează în maximum, se transmite pacienților în maximum 30 de zile de la efectuarea acestuia. După aceasta, în funcție de tipul rezultatului, dacă rezultatul este negativ, persoana este invitată să reia testul odată la 2 ani, peste 2 ani. Persoanele cu rezultat pozitiv sunt programate la o colonoscopie. Și colonoscopia este o manevră, pentru că asta este de obicei reținerea marii majorități a populației. Exact, colonoscopia este o manevră care nu mai este dureroasă. Este o investigație care nu mai presupune o suferință pentru pacient. Se face cu sedare. Tehnologia este una extrem de flexibilă, care nu mai pune problemele pe care le punea acum 10-15 ani. Astfel încât, într-adevăr, este vorba de o zi pe care persoana trebuie să-și o rezerve pentru efectuarea colonoscopiei, dar ea este o manevră care nu pune nici riscuri, nici nu presupune o suferință sau o durere. Da, și cred că ar fi de menționat și că testul FIT screening-ul este tot nedureros, să nu-și imagineze telespectatorul. Da, este un test neinvaziv, este nu are nicio legătură cu... Deci să nu vă fie frică, da, dragi telespectatori, pentru că nu are absolut niciun atribut de durere. Care este rata de succes, așa, dacă avem un procent vis-a-vis de această condiție medicală, dacă este descoperită la timp? Păi supraviețuirea cazurilor de cancer depistate în fază incipientă, în stadiul 1, este de până la 99%. 99% din pacienții depistați în fază incipientă supraviețuiesc la 5-10 ani de la diagnostic. Deci, iată, exact. Supraviețuirea, cum a spus. Să nu mai vorbim de faptul că din momentul în care au trecut 5 ani de la diagnostic și nu există o recidivă, nu există o complicație, pacientul este considerat deja vindecat și iese din evidențele oncologice. Este o persoană care nu mai are sănătoasă. O acuză de sănătate, da. Deci, practic, iată, dragi telespectatori, cam 100% este vindecabil, majoritatea puteți să supraviețuiți dacă aveți o asemenea afecțiune. O să vă rog să ne oferiți mai multe detalii despre proiectul ROCAS, ce reprezintă un program de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal, desfășurat, iată, de Spitalul Universitar de Urgență Militară Dr. Carol Davila și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Trebuie să știți că acest proiect este un proiect pilot care vizează regiunea București-Ilfov. El are însă alți trei frați care se desfășoară în regiunea de sud-est, în regiunea Muntenia-Sud și în regiunea sud-vest-Oltenia. Face parte din pilotarea programului național, a ceea ce ne dorim să devină programul național de screening pentru cancerul colorectal. Este un proiect care se desfășoară cu finanțare prin fonduri structurale, prin programul operațional Capital Uman, și are rolul de a testa fezabilitatea unor programe sistematice de amploare care vizează grupuri largi de populație și de a articula serviciile medicale între ele. Pentru că ce trebuie să știți este că testul de screening ca atare nu previne nimic. Testul de screening urmat de colonoscopie, de toate celelalte proceduri, este ceea ce salvează viața. Și atunci asigurarea traseului pacientului din momentul în care este invitat la screening și până când este diagnosticat și preluat în tratament este cheia prevenției. Prin cheia urmare, nu este chiar cheia prevenției, pentru că, repet, testul în sine nu previne nimica. Prin urmare, trebuie, înainte de instituirea unui astfel de program național, la nivel național și care să vizeze întreaga populație țintă de 50-74 de ani, este nevoie de o pilotare pentru a asigura că serviciile se articulează între ele și că populația are acces repede la fiecare din etapele sale,
astfel încât succesul diagnosticului și succesul tratamentului să fie maximizat. De aceea, ce se întâmplă acum este că un număr de 50.000 de persoane chiar asta pe fiecare să vă regiune, da, 50.000 de persoane pentru fiecare regiune, deci proiectul pilot în ansamblul său vizează 200.000 de persoane în vârstă de 50 până la 74 de ani, care nu au semne și simptome de boală și care nu au fost anterior diagnosticați cu cancer colorectal. Deci starea de sănătate, mă rog, este... Fără acuze de sănătate, exact. Fără acuze evidente de sănătate. Primesc o invitație fie de la medicul de familie, fie de la unul din partenerii celor patru proiecte. În cazul regiunii București-Ilfov este vorba de colegii de la COPAC, care fac o treabă foarte bună și mobilizează populația. Ei sunt îndrumați către un cabinet de medicină de familie care este înscris în acest proiect, primesc testul, kitul de testare, sunt instruiți, li se dau instrucțiunile despre cum trebuie să-și recolteze acest test. Repet, ei trebuie să-l recolteze acasă, în intimitate și în anumite condiții care nu sunt deloc complicate, dar medicii de familie instruiesc. După care le returnează medicului de familie și așteaptă rezultatul. Și să ne referim și la partea de cine poate accesa acest program și vis-a-vis de asigurați, neasigurați și aici oricine, să vă las pe mine asta. Programele, deci trebuie să știți important. Că programele de screening, de aceea, de aici este dificultatea lor, pentru că menirea lor este să asigure un acces egal și echitabil la aceste servicii tuturor categoriilor de populație. Și atunci... aceste patru proiecte pilot vizează ca cel puțin 50% din populație să provină din grupuri vulnerabile, din mediul rural și categorii defavorizate cu beneficiari de venit minim garantat, persoane liberate recent din detenție, mame singure. Și aceste persoane, indiferent de statutul lor de asigurat, asigurați, neasigurați, ei beneficiază de testare, deci, și oricine, de oricine. Dragi telespectatori. Iar programul național va trebui să, viitorul program național va trebui să asigure același acces egal și echitabil al tuturor categoriilor profesionale. Chiar dacă ați spus că cei targetați sunt cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani, cred că ar fi bine de menționat, să știe cei de acasă, dacă ei doresc, să spunem, și au vârstă, iată, mai mică de 50 de ani și doresc să vină, dacă au acces în cadrul... Nu sunt eligibili. Nu sunt eligibili în cadrul proiectelor pentru finanțarea acestor servicii. Ce trebuie să înțelegeți este că persoanele cu vârstă mai tânără nu sunt excluse de la orice fel de consultație preventivă. Persoanele cu vârste mai tinere care se încadrează într-o categorie de risc, în sensul că au un istoric familial, au în familie cazuri care membrii ai familiei care au mai avut cancer colorectal, diagnosticați anterior cu cancer colorectal, aceștia sunt... incluși într-o categorie de risc și fac obiectul consultului preventiv la medicul de familie. De asemenea, oricare persoană, indiferent de vârsta lui, că este în grupa de vârstă pe care o targetăm, 50-74 de ani, că e de vârstă mai tânără sau mai avansată, care dezvoltă simptome, trebuie să se prezinte la medic pentru un consult și o confirmare a simptomatologiei pe care a dezvoltat-o. Testul de screening nu exclude ca orice test de altminteri, nu este un test cu acuratețe de 100%, nu este infailibil. Prin urmare, este perfect posibil ca o persoană cu un rezultat negativ, este posibil, dar de aceea și pilotăm, cu cât testul este mai sensibil și mai rulat și mai rodat, cu atâta calitatea lui crește și îi asigurăm calitatea și ne apropiem de o sensibilitate a lui de peste 80%.
Dar nu este exclus ca în intervalul de cei 2 ani care decurge între cele două testări, o persoană să dezvolte semne și simptome de cancer. Asta nu înseamnă că persoana, știind că a primit cu un an în urmă sau cu câteva luni în urmă, a primit un rezultat negativ, să stea liniștită. Asta înseamnă că trebuie să meargă la doctor și face obiectul a ceea ce am spus mai devreme, consultului de depistare precoce în prezența semnelor și simptomelor. Da, și mă bucur că ați făcut această diferență. Haideți că suntem la sfârșitul emisiunii să mai aducem încă o dată, să mai subliniem încă o dată această diferență majoră dintre testul FIT și diagnosticul precoce al cancerului și aceste diferențe vis-a-vis de ce înseamnă un test negativ și unul pozitiv. Scurt, ca un rezumat așa. În rezumat, deci testul de screening, testul FIT în cazul nostru, care depistează eventuale hemoragii în materiile fecale, este un test care indică posibilitatea unei boli. Acel test pe care îl facem acasă, cum ați spus la început. Testul pe care îl facem acasă, testul FIT, nu este un test diagnostic. Un rezultat pozitiv la testul FIT nu înseamnă automat cancer. În general, oamenii se tem de testul FIT și, în general, când ne spui că facem un test de să vedem dacă nu cumva se au risc de cancer, se tem de un prognostic negativ. De-aia bine să explicăm, ce trebuie să știm așa. Testul în sine nu este un test diagnostic și este absolut necesar ca el să fie urmat de serviciile ulterioare de colonoscopie și să accepte să facă colonoscopia. Pentru că de cele mai multe ori ea nu confirmă un diagnostic de cancer, ci în cel mai rău caz depistează un polip care se poate extirpa fără consecințe. Dar și de este un cancer, el este depistat într-o fază în care se poate permite vindecarea lui. Deci nimic nu este nimic pierdut. Nu, iar trebuie să mai spunem asta, progresele științifice și de tehnologie din ultimii 20 de ani, mai ales în domeniul oncologiei, au fost atât de spectaculoase și atât de eficace, încât au făcut ca practic cancerul să nu mai fie în sine un diagnostic care echivalează cu o sentință la moarte. Cancerul devine o boală cronică care, cu cât este depistată mai repede, cu atât are șanse mai mari de vindecare. Dar are un prognostic, cancerele în general încep să aibă un prognostic din ce în ce mai bun. Și din nou, pentru că românii, exact cum a spus, ba le frică, ba se opresc la jumătatea procedurii, să mai spunem încă o dată cât este de important să nu ne oprim doar la testul de screening și să fim liniștiți, ci să urmăm și celelalte proceduri, pentru că fără celelalte proceduri noi nu putem ști dacă suntem predispuși sau dacă avem, iată, posibilitatea de a depista. Eu am să spun altceva, că dacă tot facem așa apel la mentalitatea națională, exact, așa, am să spun că tot în mentalitatea românilor este și vorba aia care spune paza bună trece primejdia rea. Și atunci eu am să spun așa, paza bună a testului FIT urmat de colonoscopie, dacă este pozitiv, trece primejdia rea a cancerului colorectal. Este extrem de important să urmăm toate recomandările pe care le fac colegii noștri, atât medicii de familie, cât și medicii de specialitate gastroenterologie. Pentru că, repet, de cele mai multe ori, nici măcar testul FIT pozitiv, nici măcar nu se confirmă ca fiind cancer, ci doar un polip. Și mai repetăm o dată, colonoscopia este o manevră care nu este o manevră dureroasă sau care comportă riscuri majore. Vă mulțumim tare mult, doamna doctor Ungurean, pentru informațiile prețioase. Dragi telespectatori, dacă aveți peste 50 de ani, iată, duceți-vă și faceți-vă această procedură să vedeți dacă sunteți predispuși unui asemenea diagnostic. Noi ne revedem, ca de obicei, în fiecare vineri seară la ora 19 la Săptămâna Financiară. Pe curând!